Bună. Măi, fată, ți-am spus sau nu ți-am spus să ții naibii telefonul ăla deschis tot timpul? Există un soi de diferență generațională între Elena și Maria, pentru că sunt crescute în regimuri politice diferite. E clar că de aici vin diferențele. Da, cred că în viața fiecărui adolescent sunt momente în care pur și simplu nu mai suporți nici pe părinți, nu-ți mai suporți, vrei să te răzvrătești, vrei să demonstrezi că tu poți. Și Maria, de fapt, asta vrea să facă ea, să demonstreze că poate pe cont propriu și pe o cale corectă și morală să își îndeplinească visul. Sunt niște tensiuni, să spunem, normale între el și fiica lui, provenite doar din faptul că sunt generații diferite și atâta tot. Doar este un pic neatent, dar nu este un om rău intenționat. Nu le rezolvi pe toate. Ba da. Mulțumesc. În momentul în care vede că nu se poate înțelege cu familia, că părinții ei se mai ceartă, că tatăl ei întârzie, că îi promite și apoi nu face, nu se ține de cuvânt, este normal să se simtă un pic nerespectată, neascultată. Dar cred că e o chestie normală prin care fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu în viața asta de adolescent, trece. Cred că este un proces de maturizare în momentul în care înțelegi că fiecare are dreptatea lui. E foarte importantă și comunicarea, pentru că la finalul serialului apele se liniștesc, pentru că Maria în sfârșit vorbește cu mama ei și vorbește cu tatăl ei și există un moment foarte frumos între mama și Maria. Pentru prima oară îi spune, eu sunt aici, eu sunt aici acum. Și cât lipsește el, eu o să fiu oriunde ai tu nevoie. Și o să merg cu tine mândră și când o să fie ceasurile astea în vitrină. E o chestiune de educație sau e o chestiune de experiență de viață? Până la urmă un adult face niște alegeri, inclusiv pentru copilul lui, și uneori e dispus mult mai repede la compromisuri decât o puștoaică de 17 ani, să zicem. HBO Go. Serialele tale preferate online.